Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Ne întâlnim și astăzi, într-o zi de sărbătoare, ziua în care Maica Domnului s-a născut, o zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodoxi. Așadar, le spunem și noi, de aici, din studioul AgroTV, la mulți ani tuturor ce poartă numele Fecioarei Maria și derivatele acestui nume. Și să știți că pentru noi este sărbătoare fiecare zi în care ne întâlnim cu dumneavoastră și vă aducem ceva bun și folositor în viață. Și astăzi este alături de mine invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și dânsul este cel care vă dă sfaturi și vă aduce ceva frumos și folositor în viață, la fel cum ne-ați mulțumit și dumneavoastră prin intermediul pozelor și mesajelor trimise pe Facebook și pe mail. O să le prezentăm și cu siguranță toți cei care vor respecta sfaturile transmise în cadrul acestei emisiuni vor ajunge la rezultatele pe care și le-au dorit sau la rezultatele pe care le-au obținut cei care au respectat cu sfințenie ceea ce am transmis noi aici. Aveți la dispoziție și astăzi cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi și să ne adresați întrebări pe cât posibil despre sănătatea plantelor. Alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, mulțumesc pentru rățâncear, Maria. La mulți ani. Mulțumesc frumos. Și voiam să vă rog, am stropit ultima oară cu coragen, 7 litri de apă, o fiolă, toată grădina, e plin de plăușnițele la care miros urât, deci până și ardeiul iute sau planta numită zupa este plină. A doua zi erau la locul lor, nu murise niciuna, nu știu cu ce să mai dau. Deci vă recomand să încercați cu produsul Talent sau Afirm? Am și Talent, însă are un timp de pauză mai mic, mai mare Talentul parcă, nu? Nu, deci este și un repelent. Încercați cu, deci oricum Talentul și faceți doza normală, 10 ml în 10 litri de apă. Nu rezistă insectele la așa. Sau v-am spus mai puternic produsul Afirm. Afirm. Mulțumesc. Și încă ceva, am 4 alumni care în fiecare toamnă, inițial aveau fructele bune, da, mari, da, frumoase, da, dulci. De câțiva ani, cu toate că îi stropesc odată cu caișul, când stropesc caișul din două în două săptămâni, 5 stropiri cu titane sau cu, da, cu, da, cu ce am stropit, l-am stropit și cu corus la un moment dat, tot în primăvară, de două ori. Face fructele stafidită și amare. Ce anume? Alunul. Miezul alunului. Deci, stafidită și amare. Nu se pot mânca. La alun vorbiți, da? Da, vă rog. Da, deci da, acolo poate să fie o antragnoză. Nu este mare problema. Va trebui să folosiți dumneavoastră un produs pe bază de cupru. Cem, cempion, funguran. Pentru că produsele care le-ați aplicat nu dau rezultate la ceea ce... Am înțeles. Deci trebuie un produs pe bază de cupru, concentrație mare, 50% cupru metalic. 50%, da. Eu am copit cu 20%. Da? Da, nu, cu 20 de grame la 10 kg, așa e... Da, da, eu vă recomand să folosiți și puteți să folosiți la alun și 30 de grame în 10 litri de apă. Stropiți de iarnă, da? Exact, că nu se întâmplă absolut nimic, însă preîntâmpinați fie bacteriozele, fie celelalte ciuperci care acționează, exact ca și la nuc. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Cu mare sănătate și mulți ani fericiți să aveți. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo, bună ziua, vă ascultăm, stăți în direct. Am niște muri și da, aș vrea să-i pun pe mână să-i mulțesc. Când se poate mulți? Deci la sfârșitul lunii acesteia. Bun, vă mulțumesc frumos.
Cu mare drag, multă sănătate vă dorim. Aveți la dispoziție, dumneavoastră, cei care ne urmăriți în direct, cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, pentru a intra în direct cu noi, până să intrăm în legătură directă cu următorul telespectator. Aș vrea să vedem imaginile trimise de Lucia, imagini cu grădina dânsei și cu recoltele pe care le-a obținut în grădină. Îmi spun colegii mei că avem deja un telefon, așa că mai amânăm difuzarea imaginilor. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Am o singură rugăminte. Astă primăvară am pus lucernă, da, și după prima coasă mi s-a umplut de tortet. Ce, da, pot să-i fac? Deci, în primăvară luați prima coasă, da, și erbicidați cu produsul Kerb. Kerb? Da, cu capa, da, se scrie. Da, bine. Da. Bine, vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, să rămână. Bună ziua. O întrebare. Spuneți. Pentru tratat cartofii, contra încolțirii, ce putem folosi? Kim Stop. Cum adică? Kim Stop. Kim Stop? Da. Se găsește în farmacie? Se găsește. De unde ne sunați? Din la Petru Bistrița Năsăul. Dacă nu găsiți, veniți la Cluj și la Cluj găsiți. Kim Stop. Da, Kim Stop. Kim Stop. Da. Bine, mulțumim. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Da, alo. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua. Domnii specialiști. Alo. Vă ascultăm, spuneți. Domnul specialist, am un lămâi, domnule, au făcut o lămâie. Așa. Și noi, eu îi pun numai apă, altceva n-aș, nu știu să-i pun. Ce mai trebuie pus la ce? Deci, acolo puteți să îl udați. O lămâie și în uscător, ca să menționez. Da, nicio problemă. Deci, dumneavoastră puteți să-l udați cu o soluție de albit, să-i puneți și la rădăcină și să-l udați și pe frunze. Albit. Văit. Da, și eu l-am din 4 ani de zile și acum fac o lămâie. Și o păzesc, că nu-i mare scopală, deci, dar să văd dacă face ceva. Soluția care v-am spus eu stimulează planta să se dezvolte normal. Ei, cât o cartofă cu crescută lămâie. Da, nicio problemă. Deci stropiți, indiferent și dacă are fructe, și dacă are flori, sau dacă nu găsiți albit, puteți să folosiți amalgerolul. Același lucru se întâmplă și el este un stimulator de creștere. Domnul specialist, vă doresc sănătate și numai bine. Asemenea. Multă sănătate și dumneavoastră. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo, bună ziua! Bună ziua! Fi drăguță, aș avea două întrebări. M-am ocupat de agricultură, suntem din București, avem o casă undeva în Sălaj. Am o întrebare, prima întrebare. Anul trecut am dat tot terenul cu Teracalco. Da. Anul acesta pot să mai fac această treabă? Sigur, în fiecare an puteți să aplicați, pentru că produsul Teracalco este suportat de sol în cantitate cât de mare, nicio problemă. Pentru că el reface structura solului și o îmbogățește în calciu. O a doua întrebare. Suntem foarte aproape de Someș. Da. Ardeii sunt foarte frumoși și capia și gogoșarii se coc. Însă au început să se pălească un pic frunzele. Da. Dimineața este o ceasă și sunt pe puțin 8 grade. Da. Să le stropesc cu ceva? Puteți să-i stropiți cu produsul albit sau amalgerol. Da. Sunt stimulatori care revigorează planta. Puteți să-l și stropiți pe frunze și puteți să și, cu soluția respectivă, să-i udați la rădăcină. Deci cu albit. Bun. O altă întrebare. Am făcut toate stropiile la gutui. Da. Au început să mai cadă pe una, două, așa. Trebuie să fac ceva în această perioadă? Nu puteți acum. Este un act fiziologic normal. Bun. Deci planta poate că nu suportă toate fructele care le are și atunci li se uscă codița. Nu mai merge seva acolo. Li se uscă codița și mor. Da. Bine, mulțumesc mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Rămâna. Bună ziua, sunteți în direct. Trăiesc-mi noastră. O întrebare am de la Bisa, vă sun. Sunt niște peri pe marginea drumurilor
așa numiți peri americani, care fac niște peri așa nu prea gustoase, se pot consuma numai iarna, are februarie. Da, da. Cum se numesc perii ăștia? Aș vrea să-mi plantez vreo câțiva și nu cunosc denumirea lor. Cum i-aș putea? Deci, părul, cinstit să vă spun, nici eu nu prea le am cu soiurile astea și mai ales acum sunt o grămadă de varietăți încât nu știu ce să vă spun. Soiurile astea de toamnă sunt foarte, foarte multe și n-am, cinstit vă spun că nu ne-am ocupat de așa ceva și nu cunoaștem subiectul. Bine, nicio problemă. Bine, vă mulțumesc. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună. Spuneți. Am și eu două probleme, cred că mă rezolv numai la... Da. În primăvară, în liliecii mei, în floarea de liliac, da, mi-a apărut niște gândaci care nu i-am văzut până acum. Da. Mari, cu băteau verde, așa, aripile, zburau. Da. S-au băgat în floarea de liliac. Da. Și mi-au omorât florile. Da. Le-am dat cu, nu știu ce am mai avut ceva nova din progres, am mai avut... Nu i-am putut omorâ. Deci, n-am văzut așa ceva, nu înțeleg ce cu gândaci ăștia și dacă mai apar la anul. O să apară, pentru că... ei nu, niciodată nu ne-am propus să omorâm în totalitate specia respectivă, doar o reducem în așa fel încât să nu producă necazuri. Dar Novadimul Progres, dacă l-ați folosit, să știți că dă rezultate. Cât ați pus în 10 litri de apă? Nu mai țin minte, că aveam o sticluță mai mare. Trebuia în jur 15-20 de mililitri în 10 litri de apă. Dacă n-ați făcut Da. Nu cred că am pus așa ceva. Deci dacă n-ați făcut doza corespunzătoare, să știți că coleopterele astea au o rezistență un pic mai mare, ca și cărăbușul de mai. Și deci trebuie să puneți la pe lilieci. Dacă dumneavoastră mai aveți la anul și aveți Novadim Progres, folosiți 20 de mililitri. Nu mai aveți. Atunci produsul Talent. Talentul, da. Da. Da, știu, da, talentul. Și cum să dau eu, că le dădeam, dar probabil că nu le-am dat nici cât trebuie. O să vedeți când începe liliacul să înflorească. Ei o să fie, insectele o să fie prezente acolo. Și atunci faceți tratamentul. Și nu o să mai vin acolo, pentru că Novadimul Progres sau Talentul sunt produse repelente, care resping insectele. Da, sunt repelente. Și mai am înțeles, o să încerc, m-am luptat cu ei, o să mă lupt și la anul. Mai am o problemă. Anul trecut, pomii mei fructiferi au fost o frumusețe, n-am avut probleme. Anul ăsta, domnul Ghibu, nu știu ce am făcut, am greșit, nu știu ce am făcut, că fructele viermănoase la maturitate, adică când erau spre coacere. Nici o problemă, deci când... Eu nu știu viermii ăștia, câte generații au? Trei, depinde de dăunător și depinde de specie. Noi v-am tot spus că sunt unii dăunători care se instalează când pulpa fructului este în formare, sunt unii dăunători când... Imediat ce cad petalele. Da, după ce cad petalele, sunt dăunători sau viermele care produce, sau dăunătorul care produce viermele în fructe la măr, de exemplu, poate să dăuneze și când mărul este complet dezvoltat și stau lipite sau la păr, una de cealaltă. Atunci mi-au decimat. Da, este vorba despre molia pieliței. Și perii, și caii, da, sigur. Și prunii, tot, sunt insecte specifice plantelor respective. Dumneavoastră va trebui neapărat, când încep fructele să se dezvolte, să mai faceți din când în când un tratament cu un insecticid. Să le îndepărtați de acolo sau să le omorâți pe cele prezente. Sau, cum v-am spus în cadrul emisiunii, de fiecare dată când faceți tratament, să adăugați și un insecticid. Tocmai pentru că... Da,
Asta am făcut, dar n-am știut că sunt mai multe generații. Nu mi-a rămas în cap treaba. Bine, gata, se apropie de coacere, nu mai e strop. Nu există. Spre exemplu, afidele au 5 generații pe an. Insectele Molia pelice nu are decât o singură generație pe an, dar trebuie exact să o prindeți. Exact ce mi-ați arătat dumneavoastră acum, fluturile la maro lung, da. Îl văd și pe vatăză acum. Da, da, da. Sunt mai multe insecte care, mă rog, se confundă una cu cealaltă, dar ce recomandăm noi, insecticidele care le recomandăm, combat mai multe insecte. Deci nu trebuie neapărat să alegeți un... Domnul inginer, că eu vă ascult zi de zi, dar nu mi-a rămas mie întipărit că sunt mai multe generații. Am zis că sigur. Dau înainte de floare și încă o dată și când se apropie de coacere să îi las. Sunt insecte care au... Nu merge. Da, sunt insecte care au o singură generație pe an, altele au două, altele au trei, 4, 5 generații în funcție de specia respectivă. Dar o să vi le spunem și alea la timpul potrivit ca să vă feriți de ele. Da, da, da. Atât. Foarte mult. Multă sănătate vă dorim. Pentru cei interesați de afir sau de alte produse sau de fertitel, îngrășăminte foliare care le mai puteți folosi și în această perioadă, sau iată afirmul care este un insecticid bun și repelent care puteți să-l folosiți și la vița de vie, îmbibând acele cârpe și instalându-le în vița de vie pentru a nu ataca viespii, fructele și strugurii, intrați pe site-ul Casaplan și găsiți o serie de produse de pesticide, de biocide și produse de grădină. Alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Sărmâna, bună ziua, domnul inginer. Bună ziua. Două întrebări. Da, vă ascult. Am plantat niște vii nobile, două soiuri, muscat otonel și busuioacă de bohotien. Da. Au crescut, dar nu prea s-au dezvoltat. Adică ca înălțime, ca undeva la 40 cm, mai mult nu au crescut. Trebuiau să crească mai mult, dar dumneavoastră, în momentul plantării, ați stimulat în rădăcinare, ați pus ceva substanțe la rădăcină. Da, în găleată, când, cum zicem noi la țară, cu... Da, mulcirea. Mulcirea am pus albit. Ce le-a spus? Albit. Bun, acum faceți în felul următor, chiar dacă, mă rog, în când le-ați plantat? În martie, de vreme, unde... Bun, e limpede. Și acum, în această perioadă, încercați și mai udați cu albit. Udați cu albit? Nu, udat la rădăcină. Da. Udat la rădăcină cu albit sau cu amalgerol. Încă o problemă. Da. Deci ăștia am 300, mai am muscat de Hamburg care s-a plantat de 2 ani și câțiva au ședat, s-au uscat în primăvară, tot am așteptat, oare care să fie problema? Înțeles că trebuie toamna moșunoiet. Nu. Deci, în România, de regulă, soiurile care se cultivă nu trebuie neapărat, pentru că la noastră, în zonă, sunt temperaturi de minus 25 de grade. Nu cred că au fost în iarna asta, undeva în Vaslui. De asta vă zic că... Nu, eu, pe cât posibil, recomand să nu fie îngropate, pentru că acolo, pe corzile respective, sunt mugurii dormiți. În momentul în care dumneavoastră băgați în pământ, pământul ăla poate să afecteze mugurele dormind și când îl dezgropați, se poate întâmpla să fie acolo o ciupercă, să fie chiar făinarea, să fie chiar mana și cum dă prima frunzuliță, o atacă și o distruge. Adică eu mă gândeam că din cauza înghețului au cedat ăștia și nici n-au mai dat. Câți butuci aveți mici care sunt slab dezvoltați? Păi nu, am pe ăștia 300 și ceva de muscat otonel și butuioacă de bohotien și de ăștia vreo 60 de muscat de Hamburg care au cedat, adică n-au mai dat. Da. Cei care nu s-au dezvoltat și care au crescut 40 de centimetri anul acesta, au internodiile scurte, adică frunzulițele sau cordița, este scurtă și frunzele sunt prinse aproape una lângă cealaltă? Nu, e crescut normal, ca și care rodițe. Am înțeles. Bun, că exista o posibilitate ca să fie vorba despre scurnodarea la vița de vie și acea boală nu mai puteți trata. Și n-aș fi vrut să mai pierdeți ani...
Eventual faceți o poză cu telefonul la corzile care vi se par și le trimiteți la Cristina pe mail și atunci vă putem spune exact despre ce este vorba. Mi se pare că într-un an de zile s-a dezvoltat cam puțin. Da, s-a dezvoltat puțin, oricum dacă s-a dezvoltat așa puțin, cred că este și subțirică, nu? Cordița care s-a dezvoltat. Da, nu tot, în general cam 20%. Mulțumit cum arată, dar sunt care... Corzile, să țineți cont că corzile care sunt mai subțiri decât un creion, posibil să îngrețe peste iarnă, deci trebuie protejate cumva. Adică cu mușunoi sau... Fie cu mușuroi, cu riscul de atunci când le dezgropați să le și faceți un tratament sau să le puneți o folie de asta pe ele, să, cum se protejează și, plantele ornamentale. Și hârtia de sac e bună. Da. Dacă vreți, la plantele care sunt mai debile. Da. Hârtia de sac, împachetați corzile respective, nu este nicio problemă. Dacă iarna este geroasă, tot ce este sub diametrul unui creion riscă să înghețe. Da. Mulțumesc frumos. Cu mare drag, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, Săruna. Bună ziua, vă ascultăm. Domn inginer, am și eu un cireș de vreo 5 ani care a fost pătruns în multe locuri de clei, ieșit prin coajă, așa o cantitate destul de mare în mai multe locuri. Da. Și ce pot să-i fac? Puteți să faceți acum... Puteți, când faceți tăierile, da? Eventual, acolo unde cleiul este în cantitate mai mare, să răzuiți cu o spatulă sau cu un cuțit bine ascuțit până în verde. Da? Și să-l badijonați cu o pastă de champion sau ce. Faceți meu să faceți un plic, îl înmuiați un pic cu un pic de apă și, da, și se cicatrizează rana respectivă și nu mai sunt probleme. Însă dumneavoastră acolo aveți probleme cu monilinia și vă spun cum să verificați. Corda cea mai tânără, 40-50 de centimetri, o tăiați și o despicați în două, să vedeți dacă măduva este maro. Și atunci, și dacă e maro? Dacă este maro, trebuie neapărat crenguțele care s-au uscat, care de regulă se usucă, le îndepărtați și în iarnă, în noiembrie, când faceți întreținerea, faceți tăierile de întreținere, o să vă explice Cristina cum să le faceți la momentul potrivit, și trebuie neapărat făcut stropirea de iarnă cu un produs pe bază de cupru, un ulei și un insecticid. Ăsta e primul lucru, pentru că produsul pe bază de cupru oprește boala respectivă. Am făcut tratamentul de iarnă, problema e că nu mi s-a uscat nicio crenguță, dar totuși este creiul ăsta atât de mult încât curge din pom. Dar se întâmplă. Sunt și agent patogen care acționează, sunt ciuperi, sunt bacterii care acționează și în momentul când acționează bacteria respectivă, pomul se apără și atunci elimină sucul ăsta. Dar trebuie obligat badijonat sau poți să-l lase în aer liber după ce eu îi dau cu... Puteți să lăsați că 2 ani de zile nu se spală. Am înțeles. Și mai am o problemă, vă rog. Un cais tot de 5 ani de zile, pe tulpină, la 40 de centimetri de la pământ până la începerea coroanei, s-a crăpat coaja, fără să curgă nimic de acolo, da. Numai că e crăpată. Se întâmplă și acest fenomen. Acolo unde e crăpat, și acolo curățați până în verde. Deci tăiați așa... Da. Până în verde și automat și acolo aplicați badijonarea asta cu produs pe bază de cupru. Să cicatrizează rana și până la urmă o să vedeți că se închide. Am înțeles, mulțumesc. Și ultima întrebare, vă rog. Acum cu viile, este o invazie aici la noi în Dobrogea de făinare masivă. Da. Pot să stropesc împotriva păinării ca să nu-mi distrugă recolta de struguri până la cât timp până la recoltare? Sigur, până la recoltare puteți să stropiți, cu 2 săptămâni înainte de recoltare, puteți să stropiți cu cumulus. Cu cumulus sau tiovit? Sau tiovit, tiovit jet, da. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Multă sănătate, alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Sunt Teta Mabil, aș vrea să vă întreb și eu. Am o problemă cu roșiile. Spuneți, ce problemă? Acum au apărut, acum, de fapt, de vreo 2 săptămâni, niște fluturi care găurește roșia și bagă...
Da. Ierbile alea sau las acolo ce Dumnezeu lasă. O omidă o să găsiți în fruct. Cu ce se poate dacă roșiile sunt coapte? Și se copt, adică deci, recuntez. Din păcate, acum nu mai puteți face nimica, pentru că orice insecticid v-aș recomanda ca să omoare insecta respectivă, dăunează la om. Deci, dar cu ce se pot alunga? Numai în cazul în care, eu vă spun cum să faceți dacă mai aveți fluturi din aceea acolo. Da, mai vin. Să încercați undeva să găsiți capcane galbene. Da. Și alea le atârnați acolo în cultura respectivă. Da, și da. Seara, să știți că fluturile aia se prind pe capcanele galbene. Nu vă recomand să faceți tratament cu niciun insecticid, pentru că insecticidele care noi le folosim, alea trebuie să aibă o pauză de aproximativ 10 zile. Da, dar înainte de a se coace, vreau să... Înainte de a se coace, puteți să acționați cu produsul Talent, cu produsul Afirm. Da. Sunt o grămadă de insecticide care pot fi folosite și, în special, eu vă recomand, dacă aveți probleme acum, să vă cumpărați din timp produsul Afirm. Afirm? Da. Este bio? Se poate da? Nu acum. Nu. Să-l aveți la îndemână pentru anul, că s-ar putea întâmpla, așa cum au crescut prețurile la curent și la gaze, să crească și aici. Da. Deci îl iau pentru la anul, că acum deja este... Mai este o problemă, cad roșiile jos. Care e motivul de... Acolo... Vă mai spun ceva, dacă vreți să le mai țineți în viață, să faceți o combinație între produsul CEMP și Teldor. Am stropit la 10-12 zile, stropesc mereu cu bordeleză și cu Teldor. Nu, deci CEMP și cu... Deci CEMP și Teldor să folosiți și a doua, a treia zi puteți recolta și mânca, nicio problemă. Și bordeleza, dacă dau, nu-i bine? Și bordeleza, a doua zi puteți recolta și mânca, însă zeama bordeleză e mai slăbuță decât produsul CEMP. Deci CEMP-ul e mai bun. Și, da, sigur. Și bordeleza tot cu Teldorul împreună? Se poate, sigur, împreună cu Teldorul, pentru că l-am recomandat, pentru că oprește infecția cu putregaiul cenușiu. Da, eu am mai dat înainte și cu CEMP și cu Milbecnoc. Da, CEMP-ul și Milbecnocul pentru acarieni, dar la roșii nu prea găsim. La ardei, da, sau la vinete, merge tratament. Da, că este bio, am înțeles. Da, sigur, Milbecnocul este bio, dar distruge numai și numai acarienii. Acarieni. Altceva nimic. Și încă o întrebare v-aș ruga. Laser 24, ce este? Este fungicid ăsta, insecticid sistemic sau... Ce anume? Laser 24. Laser 24 este insecticid. Și este bio și ăla. E bio? Da. Pot să-l folosesc? Da. Este deci bio. În amestec cu ce pot să pun? Da. Bine, mulțumesc foarte. Sănătate. Cu mare dragă, Bactospain nu îl poate folosi în acest moment? Bactospain nu se poate folosi. Dacă aveți tot absolut acel dăunător care este adult, o molie și vă pune viermi în fruct, acele omizi care le vedeți în fructe, posibil fructele să cadă și pentru că omida respectivă este în codița fructului, nu neapărat în fruct, și atunci fructul nu se mai hrănește și cade. Deci sunt mai multe motive pentru care fructele cad. Puteți să folosiți Bactospain sau Laser și să recoltați după 2-3 zile tomatele. Nu uitați că pe site-ul Verdon găsiți aceste produse și mai cu seamă Bactospain-ul. Nu uitați că pe site-ul Verdon aveți reducere la cantități mai mari. De exemplu, dacă luați 100 de mililitri este un preț, dacă luați două fiole de 100 de mililitri este la preț redus. Cu cât cantitatea este mai mare, prețul este mai mic, adică beneficiați de un discount. Tot pe site-ul Verdon o să vă găsiți o secțiune de outlet, unde găsiți produse, așa cum spunea și doamna și cum spunea și domnul Ghibu, să vă aprovizionați de acum cu produse, că s-ar putea unele să se scoată de la comercializare, nu le mai găsiți, plus că în această perioadă le găsiți la un preț mai mic. Alo, bună ziua, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, sunteți în direct. Tot la roșii, avem o problemă cu roșii, le apar niște crescători în parte de sus, niște striații așa circulare. Dar și sunt albicioase? Albicioase, da. Este lipsă de calciu. Deci să încercați să folosiți un îngrășământ foliar solar calciu, spre exemplu. Puteți să-l administrați, nicio problemă, și după 2-3 zile puteți să recoltați. Deci solar calciu. Da, striațiile acestea apar pe fructele de tomate. Sunt așa niște, ca niște drumuri șerpuite? Da, da, aproape circulare, așa, concentrice. Aia este vorba de un virus. Vedeți că dacă pulpa nu este adâncită și are numai coloritul diferit, mai deschis la culoare și sunt așa niște cercuri sau niște drumuri șerpuite pe fața fructului, este vorba de un virus, este manifestarea pe fruct a virusului mozaicului tutunului. Să nu recoltați. Mă bucur că ați obținut recoltă de la aceste plante. Să nu rețineți sămânță. Să nu rețineți sămânță și să dezinfectați solul acolo unde ați avut astfel de plante. Adică să pot consuma. Le puteți consuma, că ele sunt numai la suprafață, pulpa nu e afectată. Însă boala respectivă se transmite în sămânță. Și dacă luați sămânță de la fructele respective, cu siguranță în primăvară, când o să răsară plantele cu virusul respectiv. Păi nu, că sămânța a fost de la magazin. Fie sămânța să fie fost infestată, fie că prin lucrările mecanice sau prin insecte, acest virus se transmite. Tocmai de aia noi încercăm să ținem virusul undeva separat de cultură, adică să nu producem sămânță din plantele virusate și să eliminăm plantele virusate din cultură, pentru că dacă nu facem acest lucru, menținem și înmulțim virusul și la un moment dat o să ajungem să nu mai putem să-i tratăm. Gândiți-vă că există hibrizi rezistenți în fața acestor virus, nu că nu se îmbolnăvesc deloc. Să vă uitați dumneavoastră pe, dacă umblați pe Facebook sau pe internet, este boala petelor de bronz. Așa se numește. Și să vedeți că o să dea poză și o să le asemuiți cu ale dumneavoastră. Tot de la dumneavoastră am auzit informația despre, și cred că se manifestă și la mine, la plantă, așa zisă conformație de ferigă, adică frunze. Da, aia, boala frunzelor de ferigă, aia, produsă tot așa de un virus. De-aia vă spun că sunt foarte periculoși acest virus și apar în continuare. Adică boala frunzelor de ferigă a fost virusul mozaicului tutunului și de 4-5 ani a apărut un virus din America adus, în fața căruia încă nu avem tratament și nu s-au creat nici hibrizi rezistenți sau cu o ușoară toleranță în fața acestor virus. Deci astea două sunt boli diferite, feriga asta da. Și... Da, 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 sunt produse de virus diferit și sunt boli diferite. Și trebuie, atunci când vedem o plantă deformată sau cu frunzele cu un șor colorit palid, ar trebui, ideal ar fi să eliminăm acele plante din cultură. Pentru că atunci când trecem pe lângă plantele de cultură, producem niște răni sau când facem copilitiu sau lucrările asupra acestor plante, rupem curgesevă pe mână sau pe mânușă, rupem următoarea plantă și mutăm virusul de la o plantă la alta și de la o singură plantă virusată ne îmbolnăvim toată cultura. Dumneavoastră n-ați umblat cu ierbicide pe acolo? Nu. Nu? Bun. Nu, dar la copilire și la astea s-ar fi putut. Sigur, se întâmplă și așa cum v-a spus Cristina, mutați boala de la o plantă la cealaltă. Da. Bine, vă mulțumesc. Cu mare drag. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am un măr de circa 8 ani. I s-a înnegrit coaja la o creangă cam de 7 cm diametru. Da. S-a uscat. Da. Complet creanga respectivă. Am tăiat-o. Ce fac eu acum? Frunzele au rămas pe ea? Nu, frunze uscate tot. Am înțeles, dar frunzele, dacă sunt uscate, au rămas pe crenguță?
Au rămas pe crânguță, da. Atunci este focul bacterian. Acolo unde dumneavoastră a stăiat crenguța respectivă, puneți un badijonață cu produs pe bază de cupru. Cupru respectiv, cempu sau cempionul sau funguranul, este un antiseptic și un bactericid. Da. S-ar putea întâmpla să se manifeste la primăvară pe alte crenguțe, dar cum vedeți că se usucă, o tăiați mai jos de unde vedeți negreala respectivă, cu 10 cm. Da, s-a negrit puțin și tulpina în dreptul ei. Da, se întâmplă, deci bacteria respectivă lucrează de asemenea natură, deci leac nu există, doar că o oprim din evoluție o perioadă de timp după care pomul se va usca. Deci ceva pe bază de cupru? Pe bază de cupru, orice. Pe bază de sulf? Nu sulf, nu sulf. Pe bază de cupru singur. Deci orice pion, ori funguran, ori triumf. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Cu mare drag, multă sănătate! Alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo, bună ziua, vă ascultăm! Alo, bună ziua, sunteți în direct! Alo! Alo! Bună ziua, sunteți în direct! În telefon aș vrea să comunicăm și televizorul dat încet sau îndepărtat de lângă el. Să rămână, doamna! Ascultăm! Am o problemă cu via. E foarte atacată de piest. Da. Deci, pur și simplu, de la o zi la alta, rămân fără... M-am chinuit cu ea de am trotit-o. Da. O fost excelent până acum, mi-a oferit Dumnezeu pe piatră. Acum am atacat viespii și albinele. Ce aș putea face? Deci dumneavoastră puteți să faceți în felul următor. Să mergeți la o fitofarmacie să cumpărați produsul Talent. Talent. Da. Și așa, în vie... Din 5 în 5 metri aveți vie multă? Da, am în grădină vreo 3 rânduri și în curte bolta. Bun. Suprafața cam ce suprafață e? 2, 3, 4 ari, câți? 200-300 de metri pătrați? Cam așa. Bun. Cam așa. Să vă cumpărați atunci 100 de mililitri de Talent și așa, să atârnați din loc în loc în vie. Da. Niște ghemotoace de cârpă, da, îmbibată cu soluție crudă. Deci nu o dizolvați în apă. 5-6 picături într-un ghem din ăla. Ea produce un miros neplăcut și viesprii nu mai vin acolo. Da, chiar am zis, te neferi Dumnezeu de grindină, acum nu mai pot să fac față cu albinele și cu viesprii. Da. Fac o pagubă de... neimaginat. Încercați cu produsul respectiv că o să dea rezultate. Noi le-am văzut cum lucrează. Dacă nu găsiți talent, fie da, Midos Energy Forte, tot da, este un produs repelent, exact, dar tot așa l-aplicați pe cârpe îmbibate, fără să-l diluați cu apă și le puneți din loc în loc în vița de vie. Ideal ar fi să vedeți unde au cuib viespri și să distrugeți cuibul cu cautrin, să anihilați și cuibul viespilor, că el clar nu stau în vie, se duc undeva. Fie sub streașin, fie în acoperișul caselor, undeva au un cuib și de acolo vin și mănâncă. E ceva extraordinar ce se întâmplă și mă deranjează. Dacă mă credeți, cu lampa cu gaz am dat pe ei și am ars, le-am ars aripile. În câtă vreme recoltați de acolo? Am avut un rând de vie rezistent, albă, tămâioasă, am recoltat-o și n-am putut să o țin pentru vin, am băgat-o la fermentat pentru țuică. Am un soi de vie Moldova, care e mai târzie, și da, Italia. Da. Înțelegeți? Da. Și mai durează, că anul ăsta, datorită condițiilor, toate sunt întârziate. Mai durează o lună de zile. Cam așa. Bun, dacă mai durează o lună de zile, atunci puteți dumneavoastră să faceți tratamentul la vița de vie, dacă nu mâncați 2 săptămâni de acolo. Se poate, s-ar putea. Atunci, fie cu produsul Talent, stropiți masa foliară. Sau cu Afirm. Cu ce? Ori produsul Talent, așa, ori produsul Afirm.
Deci bag în șpriț și stropesc via. Sigur, și stropiți masa foliară dacă nu consumați struguri cel puțin 2 săptămâni. Am înțeles, înțeles. Mai aveți? Bine, vă mulțumesc tare mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Rămâna, doamna. Bună ziua. Să trăiți, domnul profesor. Trăiți dumneavoastră. Domnul profesor, vă aș ruga și eu să-mi spune și mie un soi de porumb românesc. Da. Care e cel mai rezistent la secetă. Da. Un soi de porumb românesc care e rezistent la secetă. Nu știu dacă mai suntem la curent cu... Cinstit să vă spun, nu, n-am studiat problemele astea. Sunt o mulțime de hibrizi care sunt creați pentru așa ceva. Dar o să încerc să mă documentez și săptămâna ce vine, luni, vă spun că mai este timp până când semănăm porumbul. Da, da, da. Deci un hibrid rezistent la secetă, da? Da, domnul profesor. Bine. Sunt din zona Mehedintului, da. De la Strehaia. Bun, deci luni o să vă spun 1, 2, 3 hibrizi care se pretează pentru zona dumneavoastră. Da, domnul rezistent, da. La secetă. Din păcate, noi suntem pregătiți doar pentru tratamente fitosanitare la culturi, nici de cum să știm soiul, că da, dacă ați mai ști și astea, atunci înseamnă că sunt locul lui. Venim cu informații, da, pentru dumneavoastră, da, sunt foarte mulți, plus că căutând pe internet dumneavoastră puteți să și citiți caracteristicile acelor hibrizi și alegeți dumneavoastră în funcție de... Da, găsesc eu și vă spun. Da, domnul profesor. Săptămâna ce vine... Da, domn profesor. A doua întrebare. Da. În afară de zizan și azaca pentru rugina prazului, ce-mi recomandați? În afară, pe rugină la brad? Da, în afară de zizan și azaca. Unde găsesc fitofarmacii? Tot dumneavoastră mi le-ați recomandat. Ce? Rugina la praz sau la brad? Da. La praz. La praz. Da. La ăla care seamănă cu ceapa, da? Praz, un tenez din acela de... Așa, e limpede treaba. Bun, e limpede. Deci la rugină puteți să interveniți cu produsul Miraj. Miraj. Dar cine v-a recomandat, cine v-a determinat rugina acolo? Păi da, sunt galbene foile și te usuc așa. A, nu. Acolo poate să fie mana, în primul rând mana atacă, nici de cum rugina. Și da. frunza la vârf să usucă și da, să lasă așa în jos. Este vorba despre mana, nu rugină. Și cu ce pot să dau? Deci puteți să folosiți fie Equation Pro, fie Cabriotop, fie Cidelitop, fie Ridomil Gold. Sunt multe, acum nu mai puteți face, numai dacă aveți cultură protejată. Da, da, da. Da. Și a treia întrebare, domn profesor. Da. În cultura de mazăre, mi-ați recomandat, am mai vorbit cu dumneavoastră cu câteva luni, Basagran Forte. Când se dă cu el? Ce v-am recomandat? Basagran Forte. Da, deci pe vegetație. Da. Pe vegetație, când plantele au 10, 12 până la 15 cm înălțime. Da, domnul profesor. Și buruienile să fie prezente. Da, domnul profesor, da. Da. Deci se dă Basagranul Forte, se dă pe vegetație. Da, domnul profesor, da. Da. Bine, domn profesor, să ne trăiți, să rămână sănătate. Multă sănătate, cu precizarea că este inginer, doctor, inginer, nu profesor. Mai fac corectura odată. Noi luăm o scurtă pauză. Ca să poată dormi ceilalți liniștiți. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim și cu altele informații.